Mă aflu pe fosta cale ferată Vâlcea-Vâlcele. Această cale urma să lege, sau ar fi urmat să lege practic Transilvania de Țara Românească și să scurteze Sibiu-București cu 117 km. Acest plan a fost pus pentru prima oară în aplicare în perioada interbelică, regândită în al doilea război mondial de către Germania, dar pus în practică în 1979 de către Nicolae Ceaușescu. Deci, cum am zis, această rută avea să scurteze practic drumul Sibiu-București cu 117 km. Practic avea să fie Sibiu, Râmnicu-Vâlcea, Pitești, București astfel. Această mega construcție sau acest transfăgărășan feroviar a fost finalizat în anul 1989 într-o proporție de 90%, dar cum revoluția a venit, practic s-a cam ales praful de tot. Practic o dată sau de două ori a trecut trenul pe acest drum. Iar în 1993 această rută era aptă ca și funcțională, dar din păcate în 1998 este dezafectată, iar prin anii 2000 așa tot ce a fost cale, traverse, a fost practic furat totul. Aceasta ar fi putut fi o bijuterie de cale ferată, acum rămâne o linie fantomă, pot să-i spun că este linia fantomă 219. Aici vedeți o panoramă a orașului Râmnicu-Vâlcea. Băieții n-au fost proști când au construit această cale ferată. Dar din păcate, iar aici am aflu practic pe unul dintre viaducte. Cel mai mare se află la Topolog, dar acesta este unul din viaducte, unul dintre viaductele căi ferate Vâlcea-Vâlcele. Acesta este al doilea, practic. Mai este unul în partea cealaltă, iar altul în partea cealaltă.